Cam asta e trendul. Construcții deasupra trecătorilor și condiții de protecție zero sau minime de ochii lumii. Salut! Chișinău, Pancom. Aproape inspecția muncii și alte instituții de stat importante. Și muncitorii lucrează neprotejați la înălțime foarte mare. Se vede din stradă. Azi e vineri 21 decembrie, ora 11:30. A cui o fi șantierul? Oare de... are voie să pună în pericol viața muncitorilor în halul ăsta? Și mai jos este unul, tot cu capul gol. Și am ușa să vedem anunțuri pe internet, căutăm donatori ca să scoatem din spital pe Gheorghiță Petrică, care a călcat într-o țentă sau i-a căzut o cărămidă în cap.